Te salut națiune și îți urez bun venit la un nou clip, bun venit la un nou episod de Săptămâna Parfumată Gavo, episodul numărul 41 astăzi. Vorbim despre cele 5 parfumuri pe care eu le voi purta în săptămâna ce urmează și care pentru voi nu reprezintă nimic altceva decât recomandări de testare. Repet și voi continua să insist asupra acestui aspect, testați înainte să cumpărați orbește în necunoștință de cauză. Drept urmare, ca să nu pierdem vremea, vorbim despre parfumul zilei de luni. Și luni, după foarte mult timp, am decis să port unul dintre cele mai frumoase parfumuri din colecția mea, unul dintre preferatele mele all time și pe care, din păcate, l-am mai purtat de mult timp. Vorbesc, desigur, despre Terre Aromatique de La Lalique. Spre bijuteria asta, care mie îmi place la nebunie, parfum care conține cardamom, care conține frezie, care conține de asemenea ananas, un parfum care miroase fantastic de bine, fantastic de frumos, de elegant și extrem de versatil. Parfum de asemenea cu o performanță foarte bună, acest Terre Aromatique de La Lalique, din colecția de nișă a celor de La Lalique, un parfum pretabil a fi purtat pe întreaga perioada unui an, pentru că eu cel puțin în toți anii de când îl dețin, exact asta am și făcut, l-am purtat indiferent de perioada anului, pentru că funcționează de minune și asta este tot ceea ce contează. Un parfum unisex, deși doamnele ar putea să-l încerce, personal pentru mine, ăsta a fost, este și va rămâne un parfum de tip masculin. Parfumul zilei de luni, Terre Aromatique de la Lalique. Pentru ziua de marți, mergem la un parfum fresh, mergem la un parfum foarte interesant, de la o casă foarte interesantă, de care se ocupă Cristian Provenzano. Vorbesc desigur despre Cupid, iar parfumul se numește 1240. Deși vine în sticla asta neagră, și ați fi tentat să credeți că e un parfum greu, că e un parfum, nu știu, de vreme rece, este exact opusul. Ăsta este un parfum fresh, este un parfum pentru temperaturi moderate și ridicate, asta nu înseamnă că nu puteți să nu-l purtați, de exemplu, și în temperaturi mai scăzute. Și este un parfum care conține o sumedenie de tonuri interesante, dintre care reamintesc heliotropul. Reamintesc de asemenea crinul, reamintesc de asemenea ananasul, totodată caisă, lămâie, mandarină. Un parfum foarte, foarte fresh. Este, dacă vreți, un citric floral, dar foarte bine făcut, foarte revigorant, foarte înălțător și deopotrivă care îți conferă un sentiment de curățenie. Începe foarte frumos cu tonurile fructate, cu tonurile citrice, după care se transformă într-un heliotrop absolut superb. Foarte frumoasă creație, foarte bună performanță de altfel. Cupid 1240, parfumul zilei de marți. Pentru ziua de miercuri, zic să port iarăși un parfum pe care nu l-am mai purtat de mult timp și care, pentru mine cel puțin, are o însemnătate foarte, foarte mare, pentru că este un parfum inspirat dintr-un loc care mie îmi place foarte mult. Vorbesc desigur despre Patchouli Figue de la Panurj. Iar inspirația acestui parfum este insula Lefkada din Grecia. Mai exact, satul Vasiliki. De acolo se inspiră această compoziție a celor de la Panurj. Și este, așa cum ați ghicit, vorba despre smokin, sau mai bine zis smokine, și patchouli. Pentru că astea sunt propriu-zis ingredientele cele mai importante ale acestei compoziții. Mai e și tonuri de vetiver, mai e și tonuri de tonka, de vanilie, dar în principal, de la început și până la sfârșit, smochina este actorul principal, complimentată de nota de patchouli. Un parfum foarte fresh, dar deopotrivă foarte delicios, pentru că ai frunze de smochin, dar deopotrivă ai și nectar de smochine. De urmare, valențele lemnos și deopotrivă gurmande sunt foarte pronunțate în această compoziție. Un parfum foarte puternic, un parfum care are o performanță uluitoare, un parfum care poate fi purtat din punctul meu de vedere cu mare succes atât vara cât și iarna, un parfum realmente unisex. La ăsta, zic eu, doamnele pot umbla fără niciun fel de probleme, dar nici bărbații nu ar trebui să aibă o problemă. Patchouli Figue de la Panurj Paris este parfumul zilei de miercuri. Pentru ziua de joi, revenim la Cupid și vorbim despre Number 4, o sticlă de culoare deschisă, un suc relativ similar, dar de data aceasta
Vorbim despre un parfum întunecat, vorbim despre un parfum care este în total antiteză cu ceea ce vezi din punct de vedere vizual. Vorbim despre un parfum animalic, pielos animalic mai exact. Pentru că ăștia sunt actorii principali în această compoziție a lui Cristian Provenzano, tonurile animalice și niște tonuri foarte puternice, foarte interesante de piele și foarte multe condimente. Da, dacă vezi parfumurile pieloase, dar oarecum abrazive, dacă vreți, gândiți-vă la pielea din Tuscan Leather, de exemplu, de la Tom Ford. Exact așa este interpretată și aici, în Cupid Number 4. Foarte puternică, foarte interesantă, ai sentimentul ăla oarecum, hai să zicem, de grajd, dacă vreți, de hambar, adică animalic al pielii, o compoziție orientală, în adevăratul sens al cuvântului, un parfum de temperaturi scăzute din punctul meu de vedere, drept urmare, funcționează de minune în genul ăsta de scenarii specifice toamnei, iernii și chiar primăverii, cât încă este frig afară. Dacă te interesează un parfum pe bază de piele, atunci ăsta poate fi o alternativă. De menționat însă că atât ăsta, cât și cel pe care vi l-am prezentat adineaori, 1240, sunt două parfumuri discontinuate ale acestei case. Drept urmare, nu știu, sincer, cât de ușor le veți regăsi la vânzare, dar dacă totuși reușiți să puneți mâna pe ele, recomandarea mea ar fi măcar să dați un nasul în ele și să vedeți despre ce este vorba. Și pentru ziua de vineri, hai să mergem la unul dintre parfumurile mele preferate, desigur, Alexandre Jay și al său Mandarin Sultan. În continuare, parfumul ăsta reușește să mă surprindă plăcut. Nota aia de mandarină verde din el este excepțional interpretată în combinație cu toate celelalte elemente de tip lemnos, deopotrivă, tonurile de vanilie, de fasole tonka de la interior, un parfum care reușește să ofere o performanță foarte, foarte bună, în contextul în care este un parfum de tip citric, dar, așa cum am spus-o cu mulți ani în urmă, un citric menit, sau mai bine zis făcut, a funcționa implicit în temperaturi scăzute. Pentru că l-am de foarte mulți ani în cadrul colecției mele, pentru că l-am purtat de nenumărate ori, pot să atest că parfumul ăsta funcționează de minune, implicit în sezoanele cu temperaturi scăzute. Mandarin Sultan, de la Alexandre Jay, oarecum o interpretare unică a unui citric, la fel cum este și ăsta de la Laurent Mazzone, și anume Vol di Rondel, despre care v-am mai vorbit pe canal. Drept urmare, dacă vreți niște citrice care să funcționeze implicit în temperaturi scăzute, astea două pot fi niște alternative pentru voi. Și cu asta am ajuns la finalul acestui clip. Aceasta este săptămâna parfumată numărul 41. 5 parfumuri pe care eu o să le port. 5 recomandări de testare pentru voi. Ca întotdeauna, insist asupra aspectului testare, în așa fel încât să vă protejați din punct de vedere financiar și, în mod deosebit, să vă protejați de plasatorii de produse din mediul online, care propovăduiesc tot felul de produse de genul acesta și care de cele mai multe ori se dovedesc a fi extrem de nepotrivite pentru voi. Tocmai de aceea, nu vă aruncați cu capul înainte, aveți posibilitatea să testați produsele despre care, cel puțin, eu vă vorbesc, aveți partea de decantare, dacă sunteți interesați, apelați la partea respectivă. Dacă nu, uraș la gară. Eu mă opresc aici, vă mulțumesc pentru timpul acordat, vă mulțumesc pentru atenție și vă urez toate cele bune. Numai bine!